ne-am mutat, dragilor, de acolo, din poziția aceea care o aveam. Și voi ați insistat, eu credeam că voi chiar mă lăsați să respir, dar voi nu, ați zis nu, mai rămânem, domn profesor. În ghilimele am spus că mă lăsați să respir. Eu am foarte, foarte mult de lucru și de aceea nu știu cum să mă împart în timpul scurt. Astăzi, fiindcă e sâmbătă, i-am rugat pe cei care cu care fac matematică, pentru că la ora 2:30-3, eu trebuie să plec de aici, la 4:30 încep lecțiile de acolo și mă duc până la 10. Deci stau 6 ore full legat. Fac cu clasa a 4-a, cu clasa a 6-a, cu clasa a 10-a. Asta se întâmplă în timpul săptămânii. În timpul săptămânii. Știu zi că de zi. V-am sunat zi odată și v-am prins exact în timpul ore. Nu sunt în direct. Da, da, da. Fac și transmisiuni în direct. Adică prin Prof Online TV. Am Prof Online TV și atunci eu sunt aranjat cu microfon tot și îți transmite cei care sunt, știu de chestia asta, pot urmări lecția în direct. Și spuneam că sunt foarte, foarte, foarte ocupat. Și ca să fie totul la nivelul cel mai înalt, am avut și mine șansa. Soția a fost plecată în America la copii un an și ceva aproape stat, un an și 4 luni. Și am și pe mama mea cu probleme de sănătate, în sfârșit. Și acum eu trebuie să le acopăr pe toate. Și ca o venit de o lună de zile și ca să fie ca un lucru făcut, așa a fost ghinionul, alaltă seară a fost surprinsă pe trece pietor și a fost lovit soția. Așa că acum am și problema asta, dar asta e viața cu toate felul de surprize. E totul în ordine? Poate? E în ordine? A trecut peste gând? La pat, e problemă, a fost lovită. Exact, trece pieton. Nimeni nu vrea să facă așa un gest, dar de aici chiar spuneam și operatului. Mă, tata, trebuie să fim atât de prudenți la trece pieton, pentru că soția o asigurat pe mijlocul zonei de trecere, da? Ăla am fost neatent și o surprins, o lovit-o. Așa că atâtea probleme am, încât uneori uit să și respir. Da, cum asta eu mai zic, toți zic dumneavoastră. Da. Și acum vă mai ajut albinele să treceți peste. Da. Știi ce? E cel mai grozav tratament pe care îl pot primi. Din ce motiv? Pentru că aici sunt deconectat. Vreau sau nu vreau să se întâmple asta, sunt complet deconectat de toate problemele de cotidiene. Pentru că acum aici eu am o singură problemă. Să urmăresc, să văd ce fac cu familia asta, da? Iată acum, extindem aici. Deci asta e lucrarea care o facem. Au descoperit albin. Au descoperit. Eram desigur, ți-am zis la negru. Acum vedem și tu dacă ești alergic sau da. Nu. Acum constați și tu chestia asta. Spuneam eu să stai în mașină, acolo o să ai șanse mai puține să ajungă la tine. Până la urmă să stai. Vorbeam mai devreme, când am început lucrarea aici, de matematică. Și vorbeam de faptul că m-ați urmărit, adică m-ați urmărit. E sunat așa, m-ai surprins când eram la lecții. Ce să spun? Vedeți, eu de vreo 15 ani lucrez la ideea asta cu videomanualul. 15 ani și mai bine. Pentru că aveam niște performanțe deosebite. Eu am avut locul 2 pe țară la matematică de vreo câteva ori. Când am fost, metodist, mă duceam la profesori, urmăream la lecții. Eram șocat când vedeam felul în care prezentau lucrurile. Mihai spunea adineauri că pur și simplu a fost nevoit să se îndepărteze de matematică, pentru că la un moment dat lucrurile s-au rupt și nu înțelegeai nimic ce se întâmplă acolo. Vezi că profesorul vine acolo, începe să spună nu știu ce acolo, sunt niște formule puse pe tablă, tu le înveți, azi le înveți, mâine le uiți. Problema e că eu am fost la un liceu în 5-8 în care
La vremea respectivă se credea că se face performanță prin introducerea stresului în elev. Asta e. Noi toți erau stresați. Doi erau buni, cu adevărat buni în matematică, chimie, fizică. În rest, stres. Da, da, și în condiții de stres, da, performanța scade. Unii reacționează bine la stres, alții nu. Eu cred că mai foarte puțin reacționează la stres. Mă, nu poți să ai randament bun când stai sub spectrul ghilotine care urmează să-ți ia capul. Da, nu? Adică tu ce să te concentrezi? Cum? Ce fel? Eu am să vă mai spun ceva. În studenție am avut un coleg foarte bun, care a rămas profesor de matematică. El terminase informatica. Și în Zălinescu, un alt coleg deosebit. Nu l-ați pus invers? Poftim? Sau așa ați... Nu, așa trebuia să-l pun invers drept, dar l-am pus eu așa pentru că dedesubt mai avea un pic de miere și ca să nu strivesc albina. Deci, în timp ce vorbesc cu tine, microprocesor lucrează. Da. Am crezut că aveți încă două și ca să bată folia pe mijloc. Mai făceați lucrul ăsta. Nu, păi asta acum nu am două. Da, ați scos diafragma. Da? În caz că era diafragma ajuta, nu? Scândurica de pe mijloc. Trebuia să calce exact pe muchii aceeași. Da. E perfect. Da. Acum, colegul Zărnescu era nemaipomenit, Noi, studenții, când aveam o chestie, îl întrebam pe el. Mă rog, nu ieșe ceva și îl întrebam pe el, cu mult calm îi răspundea. Celălalt, rămas profesor la informatică, și n-am să-i rostesc numele acum, dar a venit momentul de, apropo de felul în care prezentăm niște lucruri, dacă le știm. Contează extraordinar de mult. Și acum, ca profesor, din când în când eram duși la reciclare, adică urma să ne ducem la profesor la Iași, unde eram noi la Rondaț, Bacău, moldovenii, de fapt, și profesorii respectivi ne țineau, practic, cursul le luau din nou, din păcate, în loc să ne spun, băi, uite, noțiunea asta trebuie să o predați așa, pe asta trebuie să o predați așa. Nu, nici ei nu erau doar buni metodiști. Și acum mi-amintesc că la un curs, așa, l-am văzut pe colegul meu, eram extraordinar de atent și mi-am zis, am să fac niște ochi mari, să urmăresc ce face ăsta, cum prezintă el chestii. Ah, colegul meu, care am stat două ore, concentrat cât am putut eu de tare și știu să mă concentrez, credeți-mă. Și după două ore am ieșit, dar n-am reușit nimic. Nimic. Nici o spus. Și atunci mi-am zis, Doamne, cât e de important să știi să și prezinți. Dacă ai niște informații, niște cunoștințe, să ai puterea să le faci accesibile. Ei, proful online, prin asta, cum să spun, se detașează net de toți ceilalți. Că fac accesibile informațiile, le prezint într-un limbaj. Da. Simplu, simplificați lucrurile. Da. E foarte important să ajungeți într-un limbaj cât mai simplu la urechea elevului. Exact. Și am fost în America acum, nu v-am spus, copiii mei lucrează la Microsoft, de fiică-mea și cuginerul meu, lucrează de 14 ani acolo. Și am fost de sărbători, vă spuneam că soția era deja acolo și am ajuns. Și știți ce am făcut și anul trecut și anul ăsta? Prima problemă care am spus-o anul trecut, a zis, băi, dar vă rog frumos, luați-mă o tablă. Și m-am luat o tablă și acum de acolo am făcut lecții. Și am pus pe internet profonări din SUA. Gata? Te-ai injectat? Gata. Băi, dai și tu, să vezi acum, e primul test, nu? Și în discuțiile pe care le-am avut cu ei, am înțeles un lucru. Că pun foarte mare preț, dar foarte mare preț pe ceea ce înseamnă educația copiilor. Cartierele la ei, sau dacă vreți, prețul construcțiilor, a locuinților, e funcție de școală. Crește sau scade funcție de școală.
Este extraordinar. Deci toată investiția lor înseamnă ce fac copilul. De calitatea școlii, nu? Calitatea școlii, sigur că da. Și au și ei tot atât de frământări cât sunt și la noi. Despre modul în care ar trebui, cum ar cer copiii, ce ar dori, care e latura practică, cum... Deci sunt preocupări foarte mari, dar tot atâtea de multe probleme sunt peste tot. Mă sună cineva de Chicago, recent, și un român, să înțelege, care urmărește toate lecțiile mele la matematică, are trei copii, spunea doamna respectivă, și că e o dramă. Profesorul vine, își pune pe tablă ce are el de spus acolo, fără nicio preocupare, dar nicio preocupare pentru ce înseamnă înțelege copilul ăla. Ce se întâmplă cu el? Nu are nicio treabă cu asta. E treaba lui. E problema lui. Se înțelege, nu? Se înțelege, de ce da. Nu înțelege asta? Și se întâmplă să fie un elev, doi, care sunt buni și înțeleg de la sine, așa, da. Și în loc să îi scot pe ei în față și se dau, uite ce știu elevii mei, ce bine. Da. Dar restul care n-au înțeles, care sunt 90%, nu îi mai întreabă nimic, deci, îi lasă mai la urmă. Nu, dar nu scot în față, pentru că încercăm să mințim. Asta e fantastic. Deci încercăm să mințim. Deci școala... românească e atât de decăzută. Nu știu dacă ați văzut filmul acela, Miști învățământul groparei sistemului. Am văzut cu planșeta aia dumneavoastră cu în care spuneți chiar tot despre... Așa, cu întâlnirile mele cu toți miniștri. De-aia am făcut filmul ăla, Miniștri învățământului groparei sistemului. Și am povestit acolo despre întâlnirile mele pe prima pagină, când intri acolo și tragi de la video matematic, video apicultură pe acolo mai jos, e scris cu roșu Miniștri învățământului groparei sistemului. Și un film în care eu povestesc despre întâlnirile mele cu toți miniștrii. M-am dus și le-am spus, fraților, totul se prăbușește la o zi la alta. Ce facem? Încotro. Voi ce faceți? Voi nu vă dați seama că contribuiți la chestia asta? Mă rog, există un dezinteres atât de mare și ca, exact ca profesorul de la clasă, care scoate pe cei doi elevi, așa face și ministrul. Spune el că are nu știu ce liceu cu performanță, spunea la Androneasca, care a stat de vreo 5 ori până acum. Spunea că sunt licee foarte bune în țară, că sunt nu știu ce, dar liceele cele bune sunt doar 2-3 copii la clasele respective. Exact. Da? Deci sunt ăștia, uite, voi sunteți produsul acestei școli românești. Când acum ai ieșit, ai terminat o facultate, și te uiți în sus, eu încotro. Da. Ce fac? Cine mă întreabă pe mine? Unde mă duc? Nu te mai întreabă nimeni, în mod clar, unde te duci, rămâne să te descurci singur. Da. Dar câtă vreme în școală s-ar face niște lucruri concrete, practice, care să însemne ce? Să fii pregătit cu informațiile care sunt necesare într-un domeniu. Te pregătești ca inginer, nu știu ce, electronic sau ce vrei să fie tu, păi să ai șansa să primești informațiile teoretice și practice concrete, care să te, mâine să te întrebe cineva, nu? Dom'le, uite, eu știu să fac asta. Ai dus la un interviu și spui, da, știu să fac asta. Da. Asta m-a frământat foarte tare în tot ce s-a întâmplat în învățământul în general. Ce fac eu acum cu video apicultura, chiar asta înseamnă ceva concret, practic. Nu? Voi ați venit aici, vă urmăriți acum, eu și dau din gură, trâncănesc aici. Dar în același timp, vezi și uitați și voi și vedeți cum lucrează profund online, cum își petrece timpul în fiecare minut, în fiecare clip, făcând ceva concret. Iată, nici acum nu v-am lăsat, deși ați luat înțepături pe rând, nu v-am lăsat și am zis, băi, deschidem camera și cât mai vorbim, vreau să fie înregistrat și să filmul să ajungă la cei care îl așteaptă. De site-ul ăsta, dumneavoastră, vă ocupați? Nu, e fiul meu. Am înțeles. Chiar mă era. Deci, când mai are timp. Și nu mai faci un. V-am scris câteva mesaje pe Facebook, că nu găseam nicio adresă de e-mail care să comunic. Și n-am primit răspuns, dar într-un final am primit și mi s-a spus. Și că... Cristi, da. Și el are, mă rog, el este informatician, este... Am zis că sunteți foarte ocupat. Și el foarte ocupat, lucrează non-stop. Non-stop, în sensul obligației care le are, pentru că lucrează la o reclă și e lucrează de acasă, e specialist o anumită porțiune pe un program și când se întâmplă ceva, trebuie să dea răspuns la problema aceea. În sfârșit,
Atunci când găsește, îmi ridică filmele care le fac eu, ăsta de aici, îl pun pe internet, pe acasă, îl pun pe, pe calculator, îl trimite și îl, îl preia și îl mai compresează, îl mai comprimă, îl mai, ca să poată să îl pună pentru voi. Deci el dirigează partea asta de la... Dar nu v-ați gândit niciodată la o persoană care să facă asta, partea de media? V-ar ajuta foarte mult. Da, da, vezi? Acela cer niște bani, da, nu-ți face nimeni. Chiar eu și fac numai gratuit totul. Și atunci dacă totul e gratuit, unde îți mai dau bani? Da. Uite, acum fac chestia asta cu școala acolo. A fost vorba de un spațiu, am închiriat, mi-a cerut 9 milioane pe lună. N-am putut să fac față 2 luni de zile, că și copiii mei sunt mai tată, dar tot să înțelegem un lucru. Deci tu muncești de noapte-noapte și îți dai din buzunar. Dai de la tine. Oricunde te ajungi. Da, măcar să ieși pe zero. Nici măcar pe zero, tu ai investiții continuu. Ori nu se poate așa. Ce facem? Am găsit la altcineva, m-am mutat de vreo lună de zile, un pic mai ieftin. Am prin fundația asta și prin fundații, numai dacă apare cineva să facă donații. Dar deocamdată facem... N-am văzut un link pe site-ul dumneavoastră pentru susținerea proiectului, un click pentru donații, un cont. Sunt noi, oameni voitori care fac asta. Păi eu am pus acolo. Aveți? La fundație, dacă te intri acolo, vezi vedea. Dacă doriți să susțineți, ați faceți nu știu ce numărul de cont al fundației, unde se poate face donații. Dar n-am pus niciun liuț. Niciun cent deocamdată. Când ceva întâmpla, vom vedea. Am văzut că e o problemă cu albinele astea la nivel mondial. Decimarea asta e la nivel mondial și supraexploatarea și se zice că ar fi pe cale de dispariție. Hai să spun un lucru. Suntem într-o situație foarte grea. Foarte grea. Vreau să spun că cu albina. Și Einstein știi ce spunea. Dacă albina dispare, numai 4 ani mai avem șanse să supraviețuim. Să mai supraviețuim. Atât, 4 ani. De ce? Pentru că tot ce înseamnă polinizare, tot ce înseamnă așa, îți dai seama, regimul vegetal, după asta e afectată la animal și așa mai departe. Nu ai iarbă, nu ai... Păi da, da, da. Tot ce se termină. Poate și de aici ar trebui interesul să fie mai mare pentru ce se întâmplă, pentru ce fac eu. Pentru că eu asigur o mulțire foarte rapidă. Deci există din ce în ce mai multe boli, din ce în ce mai multe probleme cu apicultura, dar dacă avem un sistem, iată mulțirea care să ne asigure un ritm bun la mulțire, înseamnă că pierderile așa le putem acoperi. Deci ne menținem. Da. Deci asta ar fi o soluție. Trebuie să fie totul sănătos făcut. Sigur că da. Și dumneavoastră o faceți. Ai. Păi asta fac, dar din păcate... Nemulțumirea mea, nu sunt suficienți de deschiși oamenii cei care să asigure... Pe plan internațional ați căutat vreodată un ajutor? Pe cine? Pe? Pe plan internațional. Dacă intern nu se poate... Băi, apropo de asta, mă întorc la matematică și o să vrem să le vedem pe amândouă puse una lângă alta, cele două idei. Spuneam că când am fost acum în state, m-am găsit cu un grup de români, colegi de-a, fiică mea de-a lui Gine, am făcut chiar revelionul. Am făcut revelionul, șansa mea a fost să înțeles cei doi absolvenți, unul din 97 parcă și altul din 2000, ginerul meu, șefii de promoții de la Iași, la informatică. Și discutam, ei sunt în management acum, mai toți, grupul, care au avut rezultate în sfârșit, au grupii lor, o să vă povestesc și apropo de angajări și mai departe. Și discutam cu ei și spunea, domnul Răsor, Gix, așa știu că îi zice, Gix ăsta nu știu foarte bine decât pe Gix, atât știu că așa îi spuneau colegii. Spunea, zice, dumneavoastră faceți un lucru spectaculos. Vedeți, fiecare om are un maxim, o curbă când este productiv, când este creativ. Iar dumneavoastră zice, latura asta a creativității o atacați cel mai tare. Pentru că prin matematică nu comunicați un anumit mod de a gândi dumneavoastră în lecții, ci și partea creativă.
vă fărământă foarte tare treaba asta, așa, să-i lucru spectaculos. Pentru că nu învățăm un om să fie un roboțel, ci îl învățăm să încerce și el să încerce și să ducă și el pe niște culoare, să-și caute culoare, să-și caute culoare ca să poată răzbi în viață. Drumul, da? Apropo de asta, de căutat culoare. Când am plecat din Microsoft, din Redmond, așa, m-a dus generalul meu. Și zice, haide tata să trecem și pe la companie, pe la Microsoft, să-ți dau o licență de... Sunt la magazin să-ți cumpăr o licență de Windows. Și numai cât a intrat acolo, în parcare l-a sunat cineva. Și am înțeles de acolo în discuții că era vorba de angajare, respectivul s-a adresat lui și cerea detalii în legătură cu interviul care urma să-l desfășoare. Și atunci mi-am amintit și l-am întrebat, ei, Ade, acum tu la interviu ce lucruri? A, zic, și dar tu ai telefonul expus? Nu, zice, există un filtru. După ce treci de filtrul respectiv, să ajungi la mine pentru a purta discuții. Ei, spune-mi acum, ce urmărești tu la interviu acesta? Că eu v-am cam urmărit pe voi în grup, stând acolo de vorbă, că își povesteau unul altora ce probleme, ce fel pun la interviu și așa. Și zice, păi, cam aceleași întrebări pe care mi le-au pus și mie aceleași întrebări, stilul acelor întrebări care mi le-au pus la angajare. Și când tu ne-am întâlnit noi și îmi spuneai că nimic nu a vrut să afle despre la tine dacă știi sau nu informatică. Era în clasă, în anul 4 el. Când s-a angajat. Când în anul 4 la facultate, tocmai nu terminase, s-a pus CV-ul pe internet și când l-au descoperit la Microsoft nivelul care îl avea cu rezultate, care a avut locul 2 pe țară mai multe ori la matematică, așa de două ori și urma la 19, cealaltă țări a fost la matematică, el fiind elevul meu. Așa. Și când au venit la interviu, zice, nu au vrut să afli nimic la cât de matematică știu eu. Pur și simplu au pus tot felul de tâmpenii, de întrebări, aiurea, zice așa, de n-am înțeles nimic. Eu mă străduiam să-i spun cât de matematică știu și ăștia nu vreau să asculte la mine. Așa. Cam așa punem și acum. Și el îmi dă un răspuns. Dar zice, cel mai mult mă interesează acele persoane care știu să-și caute de lucru pe jobul lor. Mi-a plăcut tare de tot chestia asta. Extraordinar. Care știu să-și caute de lucru pe jobul lor. Să nu le spui ce să facă tot timpul. Stai. Nu stai să-l spui. Zice, mă consultă în gen Viorel, să zic așa, da? Deci eu nu stau în Viorel, tai așa, fa așa, nu știu ce. Și el, domnul ăsta, m-a gândit la chestia asta, ce părere aveți? În varianta asta și acolo se întâmplă lucrurile. Uh-huh. Și atunci am înțeles foarte bine că este esențial, și mă întorc, la dezvoltarea creativității creative. Da, că altfel nu poți să vezi lucrurile în perspectivă. Da, dacă tu stai numai un șablonist în gândire și numai ce ți se dă asta execut și cu asta, asta știu să fac, asta fac. N-am făcut nimic. Și atunci, de la discuția asta, am înțeles că lucrurile merg într-o direcție bună în companii, pentru companiile nu caută roboți, ci caută oameni creativi. Iar eu, prin lecții de matematică, chiar asta dezvolt. Mă interesează foarte tare să pătrund în mintea autorului, deci când fac un egheșițiu, să văd care a fost mecanismul celor determinat pe el să compune egheșițiu, ce anume a urmărit și dacă pot să fac și eu, măcar ca el. Și atunci invit pe elevi să facă lucrul acesta. Deci astea sunt lucrurile deosebite. Da, să spun. Adică nu numai să rezolvi problema, ci să și o creezi, nu? Da, să vezi ce a avut ăla în minte, de unde a pornit autorul, care a fost mecanismul de compunere a egheșițiului. Cu piticii ăștia la clasa a patra fac niște chestii spectaculoase. Mă rog, cred că dau ceață. Spun cu adevărat spectaculoase. Și atunci, în condițiile astea, spun, de ce nu știm să ne strângem rândurile în jurul lor oameni care vor să facă ceva? Că la urma urmei, acum, exact cum spun copiii, tată, totuși nu te înțelegem prea mult. La vremea asta, ai putea stai tu liniștit o pică, nu atâta alergături, continui, din noapte, noapte. Doamne, dar am stat vreodată așa. Voi când m-ați văzut, ați crescut lângă mine, m-ați văzut vreodată pasiv. Așa am fost întotdeauna. Liniștea vine atunci când ați rezolvat-o. Da, dar este o altă căutare. De fapt, partea creativității nu încetează niciodată. Da.
Și cu un inventator suntem și eu de vorbă cu Capri, știm Capri dacă ați auzit, nu mai se mintre noi acum, spuneam că discutam cu el, am fost la Inventica, la Iași, au fost expoziții, așa, și eu m-am dus cu stupă acolo, și spunea, zice, un veșnic nemulțumit, un inventator este un veșnic nemulțumit, el este într-o continuă căutare, n-are perioade în care să stea și el să se relaxeze, nu, el tot timpul și merge și... Când merge pe stradă și când stă la volan și când nu știu ce, el tot caută cu mintea ce da. Caută, nici el nu știe prea mult ce chiar caută. Dacă se duce să relaxeze, la punct, atunci așa tot. Este tot așa conectat, că nu știu când apare o idee. Așa că îmi doresc din suflet să le transmit tuturor celor care înțeleg mesajul meu că merită, foarte tare, merită să... Mă folosesc cumva de asta, o sub Iași și nu mă însată. Șeful, ai pus pe ea. Ai pus mâna pe ea. Aaa, dar nu mi-ai dat seama că frige. Las-o aproape de mine ca să-ți bată fumul, să nu vin albina. Așa. Acum te-ai și frică. Nu e problemă. E, ce să-ți fac? Nu mă ridică greu, dar mai mult nu pot să fac. Acolo vrei? Acum, iată, de ce sub? Pe ăsta să-l transvaze azi. Și m-ajut pe cel mai bun dintre ei îl voi lua. Mi se pare ăsta mai... Să mi se pare mai populat, mai nu? Populat, da, da. Pe cel mai populat îl ia. V-am spus și de ce. Pentru că cel mai populat... Mi se pare că e așa. Cel mai populat... Are șansă să supraviețuiască. Că albina va pleca de la el să supraviețuiască. Adică să nu stagneze prea mult. Îl mai ajutăm și noi, o să vedem cum facem. Mai hrăniți la ora asta? Pe perioada asta, când nu-i cules și când albina n-are ce căuta, nu se dezvoltă, nu mai... Atenție! Nu intră pe rampa de zbor nimic, matca nu mai este hrănită și atunci albina stagnează. Deci trebuie stimulat tot timpul, până când apare cules. Numai așa e albina la cules. Da? Da. Să ne înțelegem bine, altfel îți povește să rămâne. Deci se stimulează continuu. Ori să mergem pastoral ca să te duci la un cules de întreținere, acum e des folosită varianta cu rapița, da? Ori dacă nu, trebuie să stimulezi, că altfel riști să nu ai albină. Da, am văzut mulți apicultori stimulează cu turtă din aia, de zahăr. Da, 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 da. Ce părere aveți despre? Deci, orice, numai să fie. E bună și aia? Eu, acum turtile cele care le știi tu, că ai auzit. Alea albe, din zahăr. Da, da. Zahăr, mai pun și câte un pic de... drojdie de bere pentru locuitor, pentru polen, dar acum nu mai e cazul. Da? Deci nu mai e cazul să mai facem chestia asta. Acum, hrănirile se fac cu plante, ce ai de plante și cu polen găsesc ele în câmp, nu-i problemă. Lichid în hrănitor, în cazul nostru. Da, 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 da. Cu ceaiuri și cu zahăr, sirop făcut unul la unul. E adevărat că se mai strică albine la burtă, că au diverse... Sunt foarte, foarte multe probleme. Ar trebui să puneți până într-o carte de asta, să vedeți boli și dăutori albinilor. Viloze și tot felul de lucruri. Complicat. Deci nu înseamnă că o vedeți curând și gata, totul merge la sine. Deci trebuie foarte multe informații. Foarte multe informații. Păi și în cazul ăsta, zahărul, care e... Sintetic făcut, nu agravează boala? Hai să vă spun. Molecula de zahăr, ruperea ei, se face foarte dificil de către albine. Pentru că e cu contribuții puternic din partea ei. Una este fructoza sau zaharoza din nectar găsită pe plantă, și alta este asta sintetizată. Mm-hmm. Este cu totul diferit. Dar nu avem altă soluție. Mm-hmm. Chit că uzează albina, treaba asta uzează, dar
faptul că se hrănește mai multe, mai bine matca și faptul cu ouă, atunci surplusul de albină e în favoarea mea, în sensul că pierderile prin uzură sunt acelea care sunt, dar fiindcă se apare alternații de albine, s-a acoperit de ele. S-a acoperit mai mult, chiar. Mai bine decât în situația de n-am face hrănirea. Da? Deci aceea merge pe varianta. Și-o profesor, dar ce-a fost înainte? Abator? Ce-a fost? Cum am fost? Grajdurile iase. Aveau animale? Ce aveau? Animale, spătinii. Dai seama, aici erau puse aici cu adăpătoare, cu toate chestii, cu toate probleme care erau. Și totul a mers până când s-a dărâmat tot. Aici să mai avea un loc, domnul profesor, nu? Apoi... Că nu s-a terminat cu comunismul, cu mai mers cât? 5 ani? O mai mers după aceea, o prelua cineva și o falimentat. Vulcă fabrică de lapte acolo, era vulcă, era și n-au întâlnit dotare făcută cum trebuie. Da? Ăștia din Parlament tot numai... De asta nu se mai apuc oamenii de afaceri, pentru că taxele te omoară. Taxe introduse de toți dobitoci ăștia. Da. Și birocrație. Exact. Birocrația. Controale, psicontroale, nu mai pus și toată lumea care se sesizează asta arată și ei, de fapt, când vor să rezolve o problemă, mai bagă încă una în plus. Da. Mai bagă încă una în plus. În loc să simplifice... Parcă nu se vrea chestia asta, nu știu cum. Păi asta nu se vrea, de fapt. Parcă este o lucrare făcută cu... cei din exterior, eu cred că ei sunt conștienți că treburile nu merg, dar... Nu, să rămânem la nivelul acela în care să fim piață desfaceri. Știți, asta e drama mare a noastră. Furnizori de materii primă? Atât. Și piață desfaceri, da. Și tot ce au ei mai rău, vedeți, magazinele toate sunt pline cu tot felul de... preferă acum să ne ia... Pământul nostru este totuși un pământ încă... Nu e atât de otrăvit cum mai este în exterior. Mm-hmm. Știți, s-a mers producții de astea maxime. Am decis aici, veni vorba de decizii care le iau, deși stau de vorbă cu voi, am decis să-l mai las, că nu mi s-a părut densitatea suficient de mare, da? Și îl mai las, încât n-are rost să-l desfac acum. Aștept un moment mai favorabil, adică o evoluție... Peste vreo 3-4 zile, el va ajunge, ecluzionează continuu și va ajunge la momentul acela. Dacă îl iau prea de timpuriu, când îl duc în lada asta vecină, m-am povestit mai devreme, suferă foarte mult. Uh-huh, uh-huh. Și atunci nu fac. Vedeți, de spațiile asta, o facem în trepte, funcție de nivelul la care se află. Da, ia. Da. Nu că v-ați propus și nu, gata, o fac. Nu, iau de la o margine la alta și fac lucrarea, că eu așa am hotărât. Nu. Nu, e funcție de nivelul care l-am. Am povestit mai devreme. Pleacă albina călătoare și atunci eu rămân cu puietul descoperit. Și numai funcție de cât, când îl găsesc în stadiul acela care crede că merită. Da, nici aici. Folia îmi oferă posibilitatea să citesc pe deasupra și... transparentă. Merg foarte repede. Da. Și asta vă spuneam că, din păcate, nu suntem încurajați prin tot ce se face ca legislație. Din contră, încurcați. Iată acum, mă gândesc la varianta asta, fondurile europene. Eu am aceste două proiecte cu de o dimensiune maximă. Nu am cum să mă frământ eu să atrag fonduri europene, să nu știu ce, nu știu cum. N-am cum să mă gândesc și la treaba asta. Dar la momentul acesta conduc școala de apicultură la nivel național și nu numai, pe noua tehnologie. Tu, altul, ai mare nevoie să ai toate informații și să te apuci de treaba asta. Ei, dacă ar fi o minte deșteaptă și cineva s-ar gândi la chestia asta, ar putea să facă niște proiecte de acestea pe aceste
două idei ale mele, încât să putem accesa fonduri, dar pe cinstite, pe cea dreaptă. Pentru că ca să accesezi niște fonduri europene, trebuie cursuri de apicultură, da? Trebuie să vă autorizeze cineva pe dumneavoastră. Exact, mă. Deci să pot da diploma, doar atât. Să pot da diploma online. Deci nu să aștept să te ducă pe tine, te duce undeva la niște cursuri. Sunt foarte multe școli de acestea de apicultură, câte două, trei în județe. Așa, unde te duci acolo, îți arăt, spune, povestește cineva acolo că albina zboară, nu știu ce, nu știu cum, că are, nu știu câte picioare, două perechi de aripi, așa mai departe. Dar, concret, să te învețe, nu te învață nimic. Tu ai doar hârtia, ca orice școală românească, ai să-ți spun cea dreaptă. Deci nimic nu știi să faci după aceea. Iată că ProfOnline are tehnologia asta pus la punct, are video manualul construit, are, dacă vreți, pe ani, pe luni, totul pus la punct, oamenii se pot pregăti și dacă cuiva i-ar merge mintea, așa am fost și eu, acum vreo 2 ani, cred, la Direcția Agricolă, la Ministerul Muncii, și am discutat cu cineva de la Direcția de la Reconversie Profesională. Și am zis, da, să faci o risipă extraordinară de fonduri. Oamenii sunt, eu merg pe apicultură, să adunați undeva într-o sală, unde acolo vin de 2 ori sau de 3 ori, că nu se duc mai des, n-au la cine, nu văd nicio utilitate, au treabă în perioada aceea sau știu ce, și duc când se dă o hârtie, se formalizează când dă un examen, dar e formalitate. Da, exact. Da, le dictează acolo, scopi într-o carte, se face niște lucruri acolo și cu asta basta. Să avem scris. Știi chestia la asta? Să fie acoperit, că sunt numărul de ori și așa mai departe. Dar dacă s-ar face așa, spuneam directoarei de la Direcția de Reconversie Profesională, i-am spus, doamnă, dacă s-ar face următorul lucru. Să îi dăm unui cetățean, lui Gabriel, să îi dăm și lui Mihai, 5 familii de albine în primăvara asta, da? Și dacă ei fac dovadă, dacă în anul următor au 15 din cele 5, urmărind toată tehnologia ProfOnline, interesul maxim al lui, să vadă, să înțeleagă, să știe, să nu știu ce, nu știu cum, el își vinde din cei 15, 10, ca să-și achite la o bancă, să spunem, împrumutul să fie acoperit de stat până în perioada asta, că el nu are bani. El vrea, Mihai, de mâine s-a pus de chestia asta, dar el nu are fonduri, nu are nimic, nici cunoștințe nu are la vremea asta, dar are intenția să facă ceva concret. Are la bunica acasă o bucată de pământ, acolo se facă o vatră de stupină, acolo se dezvolte, în sfârșit. El nu mai doarme din clipa aceea, vizi și noapte, când i-ai dat chestia asta. Ce face el? Are șansa că are toate informații, are toată tehnologia, o înțeles că după tehnologia asta are ritmul ăsta de mulțire, toată povestea merge, se uite la film pe luni, ProfOnline le-i conduce pe ei prin lucrările care face. Voi sunteți fizic acum prezenți, dar virtual puteți fi prin filmul acesta, prezenți, tot adică online, decât tu ai nevoie de informații, nu? Ei, și toată chestia asta făcută înseamnă ce? Nu mai risipești banii ăstora de Uniunea Europeană, cât și tu plătești o sumă, în afară de fondurile europene care sunt, mai dai și tu, nu știu, o sumă de contribuții proprii, contribuții, nu știu câte, ar fi acolo. Sigur, există volumele de ProfOnline, da? Acelea. El, tot așa, le poate, printr-un program achiziționat, le are acasă, le studiază când vrea el, când are el timp și ce are și pe internet. Și atunci, când el în primăvară a făcut dovada clară că are cei 15 și au trecut iarna cu ei și au făcut toate chestia asta, este semn că a devenit apicultor, se poate descurca. Și atunci îi dau diploma, doamne. Simplu. Da. El îi dau diploma pentru că după urmă de zile, el merge picioarele lui. Da, da. În cazul ăsta au nevoie de oameni care să controleze, care să verifice, care deloc. E foarte simplu. Abia acum se controlează, se fac tot felul de prostii, tot felul de mânerele și tot așa. Dar el e înscris în proiectul ăsta, merge pe proiectul ăsta național, pur și simplu urmează ce să facă. Să spună că el este unul de cei care au făcut chestia asta. Tu mi-ai spus acum, te-am întrebat eu, m-ai căutat tu pe mine astăzi, da? Deci ai venit tu pe mine și ai spus, am urmărit toate filme, știu tot teoretic, mai am acum un pas de făcut, doar o latura practică. Da. Dar dacă ai și varianta în care
tot timpul accesește, uite, seara, la lucrările care le fac eu și am filmele făcute, un operator care stă tot timpul după mine, cum am făcut și altădată. Atunci tu te pregătești singur și mergi în continuare în pas cu, sau de, mână-mână cu mine, da. Și ai toată șansa. Ce mă rămân doar în primăvară, cineva din județ, un reprezentant de al meu, vine și verifică și el ce spre ce stă. Asta vreau. E simplu, mă, dar în loc să fii 7 oameni care fac școli pe acolo și se chin, nu vezi nimic. Ai un reprezentant al județului, poate chiar pe toată Moldova, unul pe zone, da, care trebuie și spune, domnule, eu sunt înscris, eu sunt, tu faci online cererea către mine, nu? Da. Sau către reprezentantul meu de acolo și vine și constată că ai sau nu ai. Ai. Bine, mergi mai departe, iei hârtia, nu ai, nu mergi. E atât de simplu, simplificat totul. Dar noi nu vrem să fie simplu, noi vrem complicat. Noi vrem complicat și fără șanse, fără ca tu să înveți ceva. Ce urmează? Că după ce ai făcut școala aceea, ce frică să te apuci, că nu știi nimic. Și dacă te-ai apucat, ai șanse mari să dai rateu, în final să pierzi totul. Și te întrebi la ce a folosit școala aceea. Da, eu mă întreb, e un criteriu obligatoriu pentru obținerea fondurilor? Da, te faci scoală. Probabil și de asta se duc atât. Păi da, că altfel nu s-ar fi dus. Da. Deci, nu poți, ca să începi dosarul acela, trebuie să ai școală de apicultură. Da. Și școală de apicultură e o hârtie, mă, o hârtie să ai. Da. Că doar tu dai 3-4 milioane că se dau acolo pentru cursul acela, dai din de la reconversie profesională nu știu cât, și se îmbogățesc alții, da? Și voi rămâneți așa ca și înainte, fără șansă să faci proiectul. Deci nu e... Nu... Ca și cum te duci pentru o semnătură și... Exact. Păi ai descurcut. Da. Mă am hârtie, de acum sunt apicultor. Nu, n-ai nicio șansă. Da, deci asta spuneam... Păi asta, aveți nevoie dumneavoastră să fiți autorizat, să puteți da diplome. Să... Asta, mă. Deci... Marea mea problemă este asta. Eu, în momentul ăsta, n-am până să mai umplu. Că vezi, 24, rămân doar 4-5 ore ca să dorm și eu. Dar încolo sunt într-o continuă activitate. Filmele astea, oamenii care de bine, care eu... Da, poate cineva se găsește odată. Eu și eu sper. Da. Sper. Trebuie să găsesc. Nu se poate, vedem așa. Asta e foarte important când cineva vă privește să dea un share, să împartă și cu prietenii. Nu se știe cine devine interesat. Uite, tu mi-ai spus, mi-ai sugerat acum o chestie foarte tare. Deci, like și share să dai ca să poți să... Da, nu costă nimic, durează 2 secunde și ajută proiectul până la urmă, foarte mult. Și dacă tu crezi, da, dacă crezi în proiectul respectiv, nu faci decât să-l ajuți să ia amploare, nu? Da. Este corect ce spui. Așa, eu în fiecare zi când de dimineață când mă scol și până când, mă rog, seara 12 noapte, totdeauna 12 noaptea, când eu activitate, dacă spunea la 10 și 20 vii de la cursurile acelea, sper în fiecare zi că... Adică sper de fiecare dată, ca a doua zi când mă trezesc, cineva sună și spune: domnule profesor, haideți că am găsit o idee, haideți că ministrul nu știu care, nu știu ce, guvernul a hotărât să pună la punct, să valorifice ce ați realizat, că doar eu nu cer să fie ceva pentru mine, asta e durerea mea, ci cer să fie valorificat pentru voi tineri care sunteți atât de mulți și așteptați cu nerăbdare. Și asta automat... contribui la crearea unor locuri de muncă. Extraordinar. Spun. Când le spun că zeci de mii de locuri se pot face, fără niciun efort din partea statului, doar atât să îmbrace legal aceste proiecte. Atât tot. Am putea fi buni și reprezentativi și noi în Europa asta cu ceva. Exact. Un brand de țară, se poate vrea să fără, da? Dar ce să le fac? Decât eu nu rămâne decât speranța că poate se va întâmpla odată și odată. Vă mărturisesc că speranța... Mare ultima, da. Oamă, te-am mai ciuguit încă una. Asta e. Asta e riscul. Dar ce viteză au avut, nu s-au gândit deloc.
Astea sunt cele mai dureroase, că când mai bâzi, mai știi, parcă te pregătește. Dar când e așa... Da, mă, uși la dumneavoastră vine câte una se izbește în, în mască, parcă e kamikaze, parcă... Da. Ea e doar în vine la sacrificiu, dacă m-aș fi găsit, descoperit, nu mă trecea cu vedere. Ce mi-a dat? Și mi-a dat aici în partea asta unde am venit. Da, e bine că așa descoper și eu dacă sunt sau nu alergic. Da, 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 da. Păi primul test, atenție, spun, primul test pe care îl facem este să constatăm, să vedem dacă suntem ori nu alergic. Cu asta se începe acest lucru. Așa. Asta îl desfacem. Iată ce se întâmplă. El dă semne de cere, a crescut pe deasupra, a lipit folia. Da? Pare populat, da. Suprapopulat, da, 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 nu? Da. Deci cere obligatoriu să se întâmple chestia asta, să-l populăm. E ca și cum albina efectiv nu mai are loc. Da, 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 da. Deci, ăsta nu stăm pe gânduri, îl schimbăm. Am adus eu stupul acela, parcă în spate. Care? Ce s-a întâmplat asta aici? Ce mai avea de treabă aici? Poftim? Ce mai avea? De ce? Vreau să pun poartă acolo așa. Mi-a dat telefonul să... Dar ce zici că mai editează asta? Zici că mai editează program, filmări pe asta? E mai... Din ce am înțeles, le mai compresează ca să ocupe mai puțin spațiu pe net. De stai așa, stai așa, oleacă, că nu pot vorbesc. Ce faci? Alo? Ce facem operația. Am prins un stop bun de data asta, nu? Am prins un stop bun în care faceți. Da, da. Leacă tu de aici acum. Nu prea vrea să ascult, știi? Cred că eu trebuie să plec. Da, spuneam că un semn că așa este dacă o crescut făgurea. Și cum observăm, o crescut făgurea. Da. Hai să vedem dacă nu cumva chiar matca este aici. Asta e și o oată, după cât îmi dau seama. Uneori găsim matca chiar aici, chiar pe rama asta. Trebuie să fiți sigur că puneți și matca aici, nu? Că altfel... Aoleu, dar păi, dacă nu am pus matca, acum nu fac probleme. Că sigur o pun pentru că pun tot. Știi? Da, da, da. Dacă pun tot, toate ramele, eu nu mai pierd timpul să caut matca. Dar dacă aș lua un număr de rame dintr-un stup și vreau să ajut pe altul, că facem și chestia asta. Acolo trebuie să aveți grijă să nu o luați. Să nu o iau, da. Sigur că da. Dar altfel am orfanizat. Uh-huh. Și plus că creați și un război în celălalt. Bun, o omoară pe cea. O omoară, da. Da, pe asta care o duc acolo, că ăla, ăla e de vadă și... Da, deci, băga și miere. Ați arătat dumneavoastră de multe ori că recunoașteți matca după comportamentul albinei. Sigur că da, sigur că da. Se mișcă în grup. Se mișcă într-un mod special.
mai este alertată și vrea să o protejeze și este cu ochii în patru, cum să zice așa, da? Uite, rama asta nu are. Deci nu are masca acolo. Eu sper să o găsesc, așa, apropo de ce am spus. Mă țin de cuvânt că o pot descoperi, nu? Așa. Deci... Dar ne putem da seama că există matcă prin prezența ouălor, nu? Da. Și asta, dar mai ales prin prezența puietului. Da, 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 da. Deci când am văzut puiet căpăcit, nu mai bat capul. Este semn că matca există. Ce frumos e bătut. Da, da. Deci să o filmez un pic. Da? Vrei să o filmez? Avem da. Lumină, dar se vede super bine. Da. Și pe partea asta, alta, aici au avut și un petic. Iată încă o dovadă, dacă a avut un petic de celule de trântor, a crescut aici, vezi? Da, uite aici, aici. Da, sunt celule de... Da, asta mai, da, mai, da, mai bombat. Mai relief. Mai relief, da. Așa. Măi, văd că vizitatorii mei au șanse. Prezența voastră m-a obligat să faceți un film. Să spun pe cea dreaptă, nu făceam niciun minut de film astăzi. Că tot treaba aveam. Eu din dimineață când m-am trezit, am și zis, măi, fac asta, fac asta, fac asta, programul de azi. Fug încolo, fug încoace, fac așa, fac așa. Altfel nu reușesc să acoperă. Sunt foarte, foarte multe probleme. Și eu astăzi vreau să le fac pe toate chiar. Dar crezi că fac așa vreo 10% din ele. În rest... Da, e important să ne propunem multe și facem câte putem. Da. Alegi după programul ăsta, că ți l-ai fixat cât de cât. Dar nu poți să-i acoperi. Sunt în alt dimensiune. Domnul profesor, care e cea mai bună perioadă de cumpărat stupi și albini? Cea mai bună perioadă de cumpărat e cea în care știi ce-ți faci cu ele. După ce știi ce-ți faci cu ele. Bun, să presupunem deci, că... După ce știi să lucrezi cu ele, primăvara aș sfătui să se ia. Să vă spun de ce. Ca tu să înveți odată cu trecerea, să spunem, peste sezon. Ca să intre în iarnă cu el cu o pregătire, nu? Da, adică... ele să fie pregătite, dar mai ales pregătite de mânuța ta. Ca așa vedeți tu pe ăștia care vi le-am arătat. Cetățeanul respectiv care așa o dori să ia deasă toamnă. Dar el a plecat în Italia și mi-a zis, domnul profesor, dacă eu vă rog să... îi las aici la dumneavoastră să iei în primăvară. Ce spuneți? Măi, e foarte bună calculul tău. Este extraordinar. Pentru că, să spunem pe cea dreaptă, într-o stupină există și pierdere. Există și pericolul să fie peste iarnă și pierdere. Că zice că cine are stână are și culme. Mai pune piele pe culme, nu? Da, nu. Așa. Și zic că sunt de acord, așa facem. Sigur că tu ai șansa ca în primăvară să iei exact numărul de familii care ți-ai propus. Deci dacă sunt pierderi, nu sunt de la tine, sunt de la mine. Să ne înțelegem că doar. Când l-ai luat de la mine, ai plecat. Și munca, iar. Așa. Și atunci așa au făcut. El a avut parcă 12 familii și când m-a venit în primăvară și m-a zis, domnul profesor, știți că am pierdut vreo 8 din alea. A făcut niște greșeli, n-a fost atent la nu știu ce, nu știu cum, da. De aceea spuneam, din primăvară, urmărești cum se formează cuibul pentru iarnă și nu știu ce. Deci sunt o serie de lucruri care trebuie bine știute. Am înțeles. Că nu puneam așa, punem albinile acolo într-o ladă și lăsăm, nu mă interesează, mă mai duc pe la el din când în când. Da. Le găsești prin copaci. Ați făcut ceva miere? N-ați făcut? Păi, de ce nu faci? Le găsești prin copaci, cu siguranță. Da, roiesc, nu? Roiesc, da. Ele au o anumită perioadă în care roiesc, nu? Păi da, când densitatea albinei mare, când culesul și nu este în spațiu așa și culesul nu există, pleacă atunci, din stop. Atunci dă drumul la creșterea mărților. Ați vedeți filmele mele acolo, poți. Și în momentul ăla ar trebui mutat în altă ladă ca să... Dar nu tot.
Nu tot, o parte. O parte din el ca să... Ca să aibă loc să se mai extindă, practic. Așa. Ideea trebuie să-l faci loc sau să-l dai de treabă, ceva în genul. Da. Deci trebuie... A, că ele altfel nu roiesc. Păi dacă au spațiu. Bunoară, ăsta dacă mai țineam o perioadă de timp și se cuzina totul... Roia, gata. Da, să intra în frigul roietului. Da, intra... Da, e important procesul ăsta de roire la o... familie de albine? Păi este important, însă noi apicultorii nu suntem încântați. Să spun ce se întâmplă, când o familie o roit natural, roitul natural nu e preferat de apicultori. Dar acolo ce are? Ce? Unde lucești? În prima ramă. Aici? Da. A fost un hrănitor aici. Siropul ăla, adică da, zicea da. Unul la unul cu apă. Da, da, care nu... Am văzut într-o sticlă acolo. Da, da. Păi, am spus că în perioada asta, dacă nu îngrijim, nu avem șansă să... Eu, mie mi se pare că în momentul în care roiești, ce mai rămâne în stup este o familie foarte slabă. Așa este. Că tu și ai... asta e temerea pentru apicultor, nu? Tu ai spus foarte bine. Că nu pleacă numai roiul principal, pleacă și secundar. Adică pleacă după aceea mățile împerecheate cu un grup de albine, și rămâi cu stupul bună gol. Bună parte din albine pleacă, nu? Rămâi cu stupul gol. Exact. Vorba apicultor, ți-o pus de văruit. Deci nu e joacă. De aceea trebuie să avem foarte multă grijă și apicultorii aici cu două tăișuri chestia. Mățile acelea de roiere sunt foarte prolifici, deci ouă foarte bine, că el au instinctul de roire foarte bine dezvoltat, din primăvară s-a apucat, lucrează, nu știu ce, dar din păcate, în clipa care o roit, te-a lăsat vorbind semnul. Deci producția pe anul ăla e compromisă când o roit. Am înțeles. Așa. De aceea, se preferă, efortul mari să facă de selecții, să nu fie familie roitoare, să fie din schimb liniștit de matcă. Da. Adică măcile să fie provenite din linia genetică a celor albinuțe care sunt de acord să se facă schimbul liniștit. Adică s-a epuizat bătrâna, numai bine, tu te-ai epuizat, dar iată că acum dai drum la câteva boci, la 5-6 boci, nu 30, 40, 50, 60 de boci odată și să apară surata, stați din mers, dăm ștafeta. Da. Și apare și fica ta, lucrați împreună, pe tine ușor, ușor te marginalizăm, că ai îmbătrânit, mai ești bună de treabă. Deci, practic, trebuie făcut o trecere ușoară. Așa, lentă. Paf, paf. Nu, ți-am schimbat-o că... Nu șoc. Nu, da, da, nu cu șoc, nu acceptă în primul rând dacă da. Îi dă dată. Ei, dar aici e o poveste. Despre că ai văzut filmele mele. Da. Nu toate familiile acceptă schimbul liniștit. Sunt și mătcuțe care refuză schimbul liniștit. Mai ales de roirii nu ajung acolo. Ele se dezvoltă foarte bine și ajung sau nu la numărul de indivizi, că imediat roiesc. Atunci... Problema e complicată, foarte complicată și apicultorii știu bine acest lucru, de aceea spun, bă, nu, familii roitoare nu ne trebuiesc, îți spun ei altfel, nu ne trebuie în casă, știi? Și atunci, încearcă și fiecare selecție, fiecare în familia lui, în stupina lui, încearcă să dezvolte... Ah, da. Păi, dar de ce noi mă faceți de baftă, mă înțepați aici? Mă văd... Ne dăm cu fumele, fugă în jos, nu? Da, da, da. Dar metoda cu apă, ce spuneți, domnule? Și așa ce e foarte bună. Am folosit-o des. Senzația de ploi. Am văzut că ați folosit-o la mănăstire, nu? La mănăstire o folosim, da, da, da. Mai cele... E o ramă mai mică sau ce sunt? Nu. Ai, deci, protecție. Asta de... folosește o stropitoare de flori și când dai, vreau să nu ne plântiță, începe cu aia. Și se retrage. Da, chiar pe ploaie nu... Da, da, da.
și în stupul ăsta alalt trebuie să punem niște rami goale, nu? Care? În aici, în asta. Sau nu mai punem? Nu, nu mai punem nimic, că la asta am spus că nu le extindem. A, ranul le așteptăm extindem. Când... Deci așteptăm să dezvolte. Ai văzut că am reluat acolo și un pornit, pornește ușor, ușor, dar nu l-acoperăm ca să venim cu... Să... Venim cu rame să răcim cuibul, dacă îmi cere. Dar aici în ăsta care a rămas, puneți ceva rame? Ei, pune rame, pune. Sigur că da. Că ăsta a fost, văd că partea asta un pic mai micuț, dar să, să prinde că îi vine albina din partea cealaltă. Au scuturat și de asta. A mi se pare aici mai aglomerat. Unde? Aici, da, vei mai aglomerat, dar... E mult albine în aer. Și dacă e mult albine în aer, ce? Aia tot din aer o să vină acolo. În aia? Da, de unde, de unde au plecat de prima. Deci care știa zborul. Bun, și aici nu-i pericol să roiască? Că dacă e full de albine? Nu, dar le las o săptămână să se acomodeze, după aia le mai bag o ramă de două. Și tot așa. Lucrarea corectă, corectă aici, era alta. Să mai fie venit cu o ramă din asta, să mai lăsați să crească și ăsta altă. Deci îl ajutam pe ăsta din, din lateral, știți? Uh-huh. Acum nu mi-e teamă de ăsta, că el va porni, dar ca să nu sufere ăsta, pentru că... deci nici să fie, nici să fie supraaglomerat, îi luam două rame cu puiet, îl băgam la ăsta și atunci lui ăsta îi băgam rame... Ce-ați să fac mâncare așa? De ce să mă fac? Eu m-am luat cu povestea, da, știți, n-am mai analizat cu atenție, dar așa trebuie gândit. De fapt, acum arat și nu simpla desfacere și cum gândim concret pentru fiecare în parte. Da, da? Fiecare... Da, are... deci fiecare situație care o întâlnim, înseamnă un prilej de analiză pentru apicultor. Și acum ce trebuie să fac aici? Duc numai 3 rame cu puiet, atât, și trebuie să duc matca obligatorie. Dacă nu duc matca înapoi aici, am greșit, am orfanizat pe ăsta. Nu? Da, și ce se întâmplă acolo? Dacă l-am urmat, dacă... mor sau pleacă? Nu! Încearcă să salveze, trag boci din, din larve la un anumit nivel. Deci el încearcă să salveze, să crească altă regine. Păi, dar dumneavoastră a zis că luați de aici o ramă și duceți dincolo să-l ajutați pe celălalt. Păi da, dar eu vreau să trec primul cu totul aici, înapoi. Știi de ce? Nu trebuia să fac mișcarea asta. Deci dacă aveam, să spunem, atenția bine concentrat aici, la situația care am întâlnit-o, ăsta era full, da? Ăsta era mai puțin dezvoltat. Îl ajutam de ăsta, pe ăsta de, din, de aici, cu al două rame de puie deci de vreți să duceți tot înapoi? Tot înapoi, să iau situația dinainte și acum, ca să pot să-l ajut cu ăsta, trebuie să-l ajut după ce găsesc matca de aici. Eu nu știu cum arată matca. Dar ți-am arătat mai devreme. Da, era pe cameră și nu era, prea. Da, era cu ochii pe cameră, dar prin cameră puteai să o vezi. Deci vreau iar să... Iar mă întăpă. Nu ce să fac. Nu există apicultor să nu ia ceva înțepături. Da, nu. Clar. Adică asta este exclus. Deci, începem studiul ramilor de aici. Deci trebuie să mă asigur că duc matca la loc acolo și nu iau pe ramele cele care vreau să ajut pe ăsta, să nu iau, să o duc acolo. Dacă nu o găsesc, las proiectul așa, în varianta asta. Că la oricum să duce care să era cu puiet. Se cunoaște albina tânără, că e mai micuț, așa? Așa, 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 așa. Doica, nu? Doica, da, da. Ea în prima parte a vieții,
Hrănește. Are glanda aceea, care se crede rățușor de mare, bine dezvoltată. Deci, albina cariculegii nu depune singur în celulă? Ce aduce la stoc? O transferă altei... Da, este asta lucrătoarea care... Deci în prima parte a vieții, cam 20 de zile, albina rămâne în stuc. Da, după care faci... În prima parte este doică, din cele 20 de zile, cam 7-8 zile așa. Stă pe ouă, nu? Nu. Curăță nu. Hrănește larvele. Știi de câte ori o larvă este în 24 de ore vizitată? Vizitată pe zi? Da. Nu știu, ziceați de vreo 2000 de ori, parcă? Nu, 800 și ceva 800, la început și ajunge până la 1000 și. 1000 și. Da? Deci de atâtea ori în 24 de ore. Da. Este vizitată, hrănită, vadă și stadiul este. Dacă îi trebuie mâncare, îi dă mâncare. Și o albinuță cam la câte celule? La început, în primăvară, sau când începe să o matca și începe dezvoltarea așa puternică, bunoară acum, în stadiul ăsta cum vezi tu acum, ca să crească atâtea celule, una la câteva celule. Iar când ajunge densitatea maximă de albine înainte de roire, 3-4 albinuții pe o celulă. Pe o celulă, da. Deci, ce ușor le va fi atunci. Deci, înțelegi? Mm-hmm. Să calcă pe picioare pe urmă. Fiecare și cum. Și atunci, băi, își simte inutilitatea. E surplusul de albine și zice, că să stăm aici. Deci, mai degrabă plecăm. Senzația de roiere. Da. Asta este. Și pe urmă, îndată, m-ai întrebat mai devreme ce se întâmplă. Deci, o parte din albine, înainte a ieșit la zborul de recunoaștere, să iasă și la câmp, ultimele 10 zile, spuneam din 20 de zile așa, primește nectarul, ventilează, face toată treaba. Da. Eu te-am găsit matca. Să știți că nu mai avem baterie. Ai, gata. Începe matca să... este pe aici. Licurească. O albinuță o cercetează și spune, nu-mi place de tine, că uite, vezi că nu mai avem spațiu, mai lasă-o cu oatul ăsta, nu mai umbla atâta, cu atâta interes. Ea n-are tot un singur interes. Albina are frica cea mai mare de albină, de matca de albină îi teamă cel mai mult. Deci asta e matca, nu are un spațiu de oat, merge și ea tristă, de colo-colo. Așa. Și atunci punem rama asta aici, nu?